Elveția l-are pe Roger Federer, Spania se mândrește cu Rafael Nadal, iar noi moldovenii îl avem pe Radu Albot. Este unul dintre cei mai buni tenismeni moldoveni din ultimii ani. În 2011, Albot a făcut un pas important în carieră, câștigând o serie de turnee Futures, care reprezintă prima treaptă a tenisului profesionist. În Turcia am câștigat 4 anul ăsta, dintre care 3 consecutiv, a fost foarte greu, adică o serie foarte bună, dar a fost foarte greu pentru mine. Și undeva vara am câștigat un turneu în Italia, tot Futures. Aceste succese i-au permis să devină pe 26 septembrie cel mai bine cotat tenismen din Moldova. Radu Albot a urcat pe locul 244 în ratingul ATP, record personal, și a ajuns la cota de 50.000 de dolari câștigați doar din tenis. Acum Radu Albot are dreptul să joace la turnee ATP Challenger, dar nu se oprește aici. Vrea să dea în 2011 lovitura la turneul de mare Slam Australian Open și să-și împlinească un vis. De mic copil am vrut să fiu în primul 100, adică până acum e un vis pentru mine, adică un cel la care eu tind și sper să intre în primul 100 anul viitor. Pentru că plec în Australia, sper să acumesc câteva puncte, mai multe turnee și o să vedem. Radu Albot are 22 de ani. În total, în carieră a câștigat 6 turnee internaționale, toate Futures, 4 pe suprafață hard și 2 pe zgură. În acest moment este unul dintre jucătorii cheie a Naționalei Moldovii de Cupa Davis.